59% din migranții moldoveni vor să revină acasă într-o Moldovă dezvoltată și prosperă. La moment însă, imaginea viitorului nostru e tristă. O țară bătrână, fără oameni. Nu ne place să ascultăm criticile oamenilor noștri de peste hotare, însă anume acești 800.000 de oameni sunt cel mai mare potențial neutilizat pentru dezvoltarea Moldovei. Pe lângă contribuțiile financiare anuale, migranții au experiență și viziuni noi inspirate din infrastructura statelor funcționale în care locuiesc acum. Cum facem ca acest potențial să lucreze pentru o Moldovă mai bună? Mecanismul pe care îl propunem este crearea asociațiilor diasporale de băștinași. Combinăm eforturile cetățenilor din țară și celor de peste hotare. Statistica arată că migranții moldoveni au economii de peste 5 miliarde de euro, bani care sunt într-o proporție foarte mică, investiți în proiecte de dezvoltare. Primul pas este implicarea activă a primăriilor din Moldova. Acesta trebuie să identifice și să conecteze migranții plecați din același oraș sau sat. Astfel, inspirați de necesitățile reale ale comunităților, migranții ar putea contribui la proiecte de reabilitare a infrastructurii, drumuri, apă, canalizare, instituții sociale, promova turismul patriotic în localitate sau în zonă, ajuta voluntar cu experiența dobândită peste hotare, să-și trimite copiii acasă în programe speciale pentru a-i reconecta la țara și locul de origine, a învăța limba și tradițiile și ar putea să implementeze programe de caritate pentru bătrâni, orfani, săraci. Experiențele din toată lumea au demonstrat că acest lucru este posibil. Oriunde ne-am afla, putem transforma țara din una de plecare în una de revenire.